După scandalul generat de AstraZeneca, România primește peste 200.000 de doze de vaccin Pfizer. În decursul zilei de azi vor ajunge dozele pe cale aeriană în aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. Județul Mehedinți va primi doze de vaccin de la centrul regional de depozitare din Craiova. Acesta va primi circa 24.570 de doze. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și Centrele Regionale de Depozitare, prin Direcțiile de Sănătate Publică.